Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această ediție este domnul subprefect Gabriel Ilie. Domnule subprefect, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am ne-am regăsit și mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc mult pentru prezență. O să vorbim astăzi despre cele 6 luni de când ați preluat mandatul de subprefect. Vreau să știu cum a fost, cum vi se pare în acest moment, pentru că în prima zi bănuiesc că aveați emoții. Emoții au fost, emoții mai rămân. E o funcție care implică responsabilitate, seriozitate și provocări profesionale. Dincolo de aspectul profesional, sunt om și normal am schimbat un colectiv de unde am lucrat ultimii 10 ani și un profil profesional pe care l-am avut în cei 27 de ani, cu o nouă instituție, un nou colectiv, o nouă ierarhie, noi atribuții. Eu zic că m-am așezat. Am avut o perioadă mai greuță pe care a trebuit să o traversez și acum cred că sunt exact unde trebuie să fiu. Așa, dacă ați face o comparație cu anii petrecuți la Serviciul Județean Anticorupție cu perioada pe care ați început-o la prefectură? Știți cum e, se spune că inima unui polițist rămâne inima unui polițist. Nu numai anticorupția, sunt din spate și anii de muncă, de ordine publică, mediu stradal, poliție judiciară, activități pe care ne-au unit pe noi polițiști, ne unesc succesul și munca pe care o faci în lupta cu zona infracțională. A fost frumos. Aici e un alt nivel, un nivel superior, faci parte din anumite comisii, trebuie să participi la luarea unor decizii importante, nu doar pentru instituția ta, ci pentru comunitatea pe care o reprezinți și instituția pe care o reprezinți. E un alt nivel, un nivel superior. Ambele sunt frumoase. Atribuțiile pe care le-ați preluat, care sunt? Și apoi o să vorbim așa despre fiecare domeniu în parte. Conform structurii de la Buzău, avem prefectul și cei doi subprefecți. Eu am preluat o parte din atribuțiile, a fost delegate de către domnul prefect. Lucrez pe ceea ce înseamnă structura de securitate, însemnând gestionarea, manipularea, depozitarea documentelor clasificate, autorizațiile de acces la documente clasificate. E o zonă destul de așezată din punct de vedere al legislației și unde trebuie să citești permanent, și coordonarea serviciilor de concentrat. Bineînțeles că în toată perioada am făcut parte alături de ceilalți doi colegi în comisiile, în colegiul prefectural, am făcut parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, diferite echipe de verificare și deplasare în teren cu situații care era nevoie de prezența noastră la OAT-urile respective, festivități, ceremonii, momente și momente mai ușoare unde reprezinți instituția și te bucuri de faptul că ești acolo alături de oameni, având și un cuvânt de spus, și cred că e o împlinire. Momente frumoase au fost și ieri, pentru că a fost prezent la Ziua Drapelului, da? Și apoi la o activitate cu tinerii. Da, ieri a fost o zi plină, la orele 10, alături de domnul prefect și secretarul, doamna secretar general instituției prefectului. Am participat la festivitatea Drapelului. Au mai fost și domnul primar și președintele Consiliului Județean, ofițerii reprezentanței armatei, cetățeni buzoieni. A fost un moment frumos. De aici am plecat la Râmnicu Sărat. Nu m-am putut abține să nu mă duc, știți, întotdeauna, așa ne-am și cunoscut prin proiectele cu tinerii, nu m-am putut abține să nu ajung la Râmnicu Sărat, unde era un proiect Europa Direct, și erau tineri care la fel aveau activitate pentru a marca Ziua Drapelului și am discutat despre ce înseamnă valorile naționale, simbolurile naționale, identitate, integritate, voluntariatul, avantajele voluntariatului pentru viitorul unui tânăr. Mi-a plăcut. Vreo 45 de minute am fost acolo și mai departe m-am dus și am fost partea tehnică și suport alături de Maria, pe care o cunoașteți. A avut un mic recital la Casa Moșescu din Râmnicu Sărat, o expoziție a pictorilor, Asociația Pictorilor din România.
Și a avut recitalul, eu am asigurat partea tehnică, i-am făcut prezentarea. Ați făcut și fotografia, că data trecută în emisiune spunea că e partea ei preferată din toată cariera pe care și-a construit-o deja de ani buni. Mica ei carieră, da, să știți că a fost pentru mine un punct sensibil și a rămas. Cei care mă cunosc cu adevărat de atâția ani, cu care am fost prieten, vecin, rudă, le sunt și... Mă cunosc că eu sunt un om sensibil și a rămas așa că nu m-am schimbat din punct de vedere al părții sensibile și n-am de gând să o fac. E, într-adevăr, instituțiile reprezentative mai confiscă din zâmbet și din resortul intern trebuie să ți-l așezi prioritar în funcție de atribuțiile și responsabilitățile pe care le ai. Dar mi-am promis să rămân totuși în zona mea, să mă reprezint în continuare cu partea sensibilă. Pentru că Maria chiar mi-a și discuția a continuat acasă și mi-a zis, da, am vrut să înțeleg și acest moment, era nevoia mea de tine și ți-am spus. Și a rămas, acum am zis că voi avea grijă. Și ieri am fost alături de ea, chiar și în partea a doua serii, când am venit și noi de la Râmnic, la dumneavoastră la Buzău, la Drăgaică și a fost o zi foarte, foarte încărcată. O să o așteptăm și pe Maria, evident, împreună cu dumneavoastră într-o emisiune viitoare, pentru care de fiecare dată foarte multe de spus, dar și emoțiile pe care le transmite sunt extraordinare, cred că vă moștenește, dar și pe mămica ei o moștenește, știu asta. E frumos. Acum revenim puțin la rolul pe care îl aveți la instituția prefectului, acela de subprefect. Vreau să vorbim despre o situație pe care va trebui să o gestionăm cu toții în zilele următoare, pentru că am văzut avertizări de caniculă în toată țara, începând de miercuri, dar și pentru Buzău. Cum s-a pregătit județul Buzău din acest punct de vedere pentru a-i proteja pe oameni? Pe data de 22-6 a fost o videoconferință cu doamna secretar de stat, Aneta Matei și cu domnul secretar de stat, domnul Arafat, la care au participat toate județele, noi în formula domnul prefect și noi cei doi subprefecți, serviciile și din cadrul județului, instituțiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și s-a discutat despre acest aspect. A doua zi s-a și convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. S-a discutat că în perioada următoare e posibil să ne confruntăm ca și în anterior cu temperaturi ridicate, fapt pentru care instituțiile de profil să-și ia măsuri încât să aibă o intervenție cât mai rapidă și mai eficientă pentru ce înseamnă nevoia cetățeanului. În mare din discuții pot să vă spun că s-a stabilit să avem timp de reacție foarte bun la sesizările cetățeanului atunci când sunt probleme. Dacă va fi cazul, poziționarea unor servicii de mașini de ambulanță în apropierea zonelor aglomerate. Răspunsul de la serviciul de ambulanță, serviciul județean de ambulanță a fost că în municipiul Buzău timpii sunt foarte buni și nu sunt probleme. Se vor identifica persoanele care au probleme medicale și care locuiesc izolat sau care nu sunt în grija unei persoane în apropiere. Se vor înființa 4 locuri de puncte de prim ajutor în municipiul Buzău și la Râmnicu Sărat, discutând cu domnul primar Cârjan, la fel se vor înființa puncte de prim ajutor, chiar s-au încheiat protocoale cu farmaciile. Deci, ca asistență. Și în anii trecuți, și farmaciile vor fi toate puncte de ajutor pe timp de caniculă. Exact. Trebuie să o gestionăm cu maturitate, nu trebuie să ne speriem. Recomandările vor veni pe parcurs în funcție de dinamica situației în țară și regional și local. E bine că v-ați pregătit și în acest punct de vedere. Situații de urgență în județul Buzău în ultima perioadă au mai apărut? Dacă da, care au fost? Știu că o perioadă au fost foarte multe incendii de vegetație, incendii de deșeuri. Care mai e situația? A fost o perioadă când, știți, era o frecvență mare la ceea ce înseamnă incendiile de vegetație uscată. Și atunci, chiar într-o zi de duminică, s-a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, s-au trasat niște sarcini, s-au făcut niște analize, s-a dispus ca OAT-urile din județul Buzău să-și constituie în regim rapid, dacă mi-aduc aminte, chiar 48 de ore, să
cumva ce comitete locale pentru situații de urgență și fiecare pe zona lui de competență și responsabilitate să-și aducă aportul și să-și exercite atribuțiile pe care le are fiecare. Aici nu toți au reușit să se mobilizeze, dar este în atenția conducerii instituției prefectului ca să sensibilizăm și pe cei mai puțin sensibili la ceea ce se transmite de la instituția prefectului. Incendiile de vegetație uscată s-au încheiat, deși vă vedeți bine că în țările în Europa au reapărut incendiile de mari de pădure. Să sperăm că oamenii conștientizează și ISU rămâne, Inspectoratul pentru Situații de Urgență este o instituție de rezistență și de mare reacție. Îmi permis să spun acest lucru cunoscându-i de foarte mulți ani. Chiar dacă la conducerea instituției e un nou inspector șef, domnul colonel are experiența muncii în teren și a managementului situațiilor de urgență încât nu se pune problema, iar colegii din curtea ISU știu ce au de făcut fără niciun fel de problem. Chiar prezenta domnul colonel numărul de intervenții și dacă îmi dați voi, chiar vă rog. Am undeva notat de la ședință ce înseamnă ISU. Și aici cred că pentru a scădea numărul acestor intervenții suntem responsabili fiecare dintre noi. Și avem aici... Bilanțul este pe ce perioadă, cel pe care vreți să ne-l prezentați? 6 luni. Deci în ultimele 6 luni, intervențiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență, da? Și mai recent am avut și acea la incendiu în Buzău, care a fost stins cu succes, unde 3 zile au stat mașinile de intervenție și chiar mi-a explicat domnul colonel că se reaprind. Și pentru a nu avea din nou o situație de incendiu major, rămâne cu autospeciale la fața locului. Am avut aici la ISU, scuzați-mă că m-am notat, trebuie doar să caut exact. 5.563 de evenimente au fost în anul 2022. În anul 2021 au fost 3.792. Aveam o creștere de 11,9%, din care 270 sunt misiuni de stingere incendii și 544 misiuni de stingere incendii vegetație uscată. Deci și doar pe primele 6 luni, pentru că da. Situația pe care ați prezentat-o în 2021 cred că e pentru tot anul. Da, da. Deci e destul de mult și aici cred că trebuie să conștientizăm cu toții și să ne aducem aportul de maniera de a ajuta și instituțiile și ne-a ajutat pe noi, fiecare comunitate, de a se ajuta, pentru că nu poți să privești pasiv, că nu mă privește. Ne privește pe toți o astfel de situație și pune în pericol mediul în care trăim, bunurile pe care le avem, viața pe care o trăim și de aici fiecare trebuie să-și aducă aportul. Pentru ultimul incendiu, cel în cazul căruia a fost transmis și mesajul alert, care sunt concluziile? Nu mă pot exprima, ținând cont că partea de verificare încă nu s-a finalizat. Întotdeauna, din câte mi-aduc aminte, există procesul verbal de constatare a cauzei probabile a incendiului. Probabil ISU va ieși cu un comunicat de presă sau pe posibilitățile dumneavoastră de informare veți afla când vor termina ancheta, evident. Partea de verificare. Alte situații de urgență, la ce ar trebui să ne așteptăm în această vară în județul Buzău? Incendiile trebuie să rămână prioritate. Asta pentru responsabilii din teritoriu. Domnii primari avem obligații și la nivel de instituția prefectului, prin lege, este obligație și sunt niște obligații pe care le are prefectul, sunt niște obligații pe care le au primarii, sunt niște obligații pe care și niște drepturi pe care trebuie să le exercite cu niște competențe, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, respectiv Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Aici trebuie să rămână o prioritate, n-aș abandona nici adăposturile de protecție civilă pe care le-am discutat altă dată.
Dar e momentul să mai discutăm despre ele, pentru că sunt foarte mulți buzoieni care nu cunosc unde sunt aceste adăposturi. Ele trebuie să rămână în atenția conducătorilor urbei și a serviciilor de profil, pentru că această obligație este o protecția civilă, așa cum am citit în legislație, este obligație, este un aspect de interes național și este obligație permanentă. Adică nu o facem doar atunci când avem nevoie. Și e bine să ne așezăm, mai ales că, așa cum știm noi, înțelepciunea populară, e bine să-ți faci vara sanieș și iarna car. Și cred că filozoful poporul român, în filozofia lui, m-a spus bine. E o perioadă aglomerată acum și la serviciul de pașapoarte și știu că domnul Cristea, celălalt subprefect, are în subordine, are ca atribuție acest serviciu, dar cred că puteți să ne oferiți detalii. S-a prelungit programul, din câte știu. Care e timpul de așteptare acum? Colegul meu, domnul Cristea, domnul subprefect Cristea, v-a prezentat. Noi purtăm discuții între noi, vorbim, ne sfătuim și ne sprijinim în activitățile noastre. Știu și de la dumnealui, dar și din instituția cu șefa serviciului de pașapoarte. În primul rând, serviciul pașapoarte la Buzău este un serviciu recunoscut ca fiind eficient și de profesionalism, și asta o spunem cu toții, începând cu domnul prefect și noi subprefecții, pentru că în perioada în care era aglomerat, știți că a fost o perioadă când era foarte aglomerat la serviciul de pașapoarte, veneau din alte județe, în județul Buzău, pentru că lucrătorii de la serviciul de pașapoarte Buzău aveau performanță. Și reușeau să facă programările mai repede, probabil, decât în alte județe. Și veneau din Constanța, din Iași, din București, știu lucrul ăsta și un lucru meritoriu pentru echipa de la Buzău. La momentul actual se fac programările online, s-a deschis și o stație pentru programări cu bon. Programul de lucru cu cetățeanul s-a prelungit până la orele 18:30. Taxele au rămas aceleași, nu s-a modificat nimic. Dar tot la fel de aglomerat este. Aglomerat este. Programările sunt la începutul lunii august. Și ca și repere tehnice pentru pașaportul de cel electronic, termenul este de 10 zile, iar pentru pașaportul temporar de un an de zile, termenul este de eliberare de 15 zile. Cu excepții, în situații în care există documente justificative care impun o celeritate în domeniul respectiv. În caz medical, acolo termenul este de 3 zile și colegii de la Buzău, să știți că empatizează și nu rămân reci în unor situații umanitare. Oricum, cred că vârful va fi tot în luna august, așa cum se întâmplă de obicei, nu? Cred că da. Anul trecut nu eram la instituția prefectului, dar așa din ceea ce știu, lunele august, atât pe partea de permise e aglomerat, cât și pe partea de pașapoarte. Un alt subiect pe care aș vrea să-l discutăm și o să vorbim și în a doua parte despre celelalte atribuții pe care le aveți, dar știu că a fost colegiul prefectural săptămâna trecută, ați discutat din nou despre recensământ, da? Ce se mai întâmplă a început a doua etapă? Cum se desfășoară în județul Buzău? Pornesc de la vă spune că suntem bine. Asta e bine. Da, suntem la un procent de 66,7 la acest moment, media pe țară fiind de 63,3. Vorbim despre autorecenzare sau despre partea de autorecenzare, inclusiv partea de recenzare directă. A început de pe data de 6 iunie, se va termina pe 17 iulie, partea de recenzare directă. Partea de online s-a încheiat. N-am început de ieri. Și aici, vedeți, avem un precedent sănătos. Pentru că la Buzău a venit inclusiv președintele Institutului Național de Statistică, domnul Andrei Tudorel. Doamna director Giambașu a mers alături de noi la întâlnirile cu ATU-urile, unde au venit domnii primari. Acolo au participat în echipă inclusiv secretarul general al instituției prefectului, domnul prefect, inspectorul școlar și s-au dezbătut mai multe. De vicepreședintele Consiliului Județean și au dezbătut diferite aspecte.
Recensământul a fost una din problemele care s-a ridicat. Inclusiv la Râmnicu Sărat am fost și a avut domnul președinte al Institutului Național de Statistică, am mers la Râmnic. Bun, ce se întâmplă? Există oarece reticență din partea cetățeanului? Există oarecare lipsă de îndemânare în partea de tehnologie? Nu toți știm să lucrăm cu ce înseamnă tehnologia. Sau lucrăm diferit, generația lucrează diferit și asta o știm cu toții, puște de la 18-20 de ani față de noi la 50 de ani și noi față de cei înaintași noștri la 70 de ani. S-a încheiat cu succes, a fost 50% s-au colectat datele din partea de online. Acum urmând ca deplasarea recenzorilor în teren să aducă restul de date. Aici, această reticență trebuie să o îndepărtăm, pentru că recensământul nu este o activitate care vine să aducă niște date care să fie furnizate fiscului sau primărilor pentru taxe. Este o activitate care se face și s-a mai făcut și în alți ani pentru a aduce niște date în funcție de care se vor desfășura niște politici publice. Adică, e important ca un OAT să scoată cât mai mult, să aibă un procent cât mai mare de recenzare, pentru că în funcție de numărul respectiv se vor aloca fonduri. Poți atrage anumite fonduri, poți să creezi anumite proiecte. Vor fi investitori care sunt interesați de numărul real și corect a unei populații dintr-o zonă, pentru că vrea să dea locuri de muncă, vrea să investească și trebuie să bazeze pe o situație da, reală din punct de vedere demografic. Care sunt reticențele pe care le-ați observat până acum și dacă ele provin mai mult din mediul rural sau nu? Nu, și sincer nu am participat direct, iar discuțiile le purtăm la Colegiul Prefectural. Doamna director Giambașu Cornelia ne explică, ne spune despre ce e vorba, toată lumea a înțeles, avem concursul dumneai la orice oră, cine este interesat discută, s-au dat niște clarificări, s-au prezentat niște clarificări în ceea ce privește motivarea recenzorilor. Nu este o activitate ușoară și întotdeauna ne pricepem de pe margine mai mult decât cei din teren sau, știți, ne pricepem la lucruri pe care nu le-am făcut niciodată mai bine decât cei care le fac de viață. Așa sunt unii. Recenzorii se duc în diferite comunități, în diferite zone, temperaturi, activitate intensă, abordări de comportamentale diferite. Cineva te respectă, poate cineva nu te respectă și te agresează verbal sau face o anumită presiune asupra recenzorului. Au venit niște clarificări și din punct de vedere al remunerației recenzorilor și s-a stabilit că se va, prin hotărâre de guvern, se va stabili un preț unitar pentru fiecare OAT. Și la finalul activității de recenzare. Bun. Sunt repercursiuni pentru cei care refuză să-și ofere datele în cadrul acestui recensământ? Da, este o sancțiune contravențională cuprinsă între, al cărui quantum este între 1.000 și 3.000 de lei. Da, să sperăm că nu vom ajunge acolo, pentru că e interesul nostru și mi-aduc aminte că o comunitate, o localitate nu poate atrage contract, un proiect de gaze dacă n-ai minim de 2.000 de persoane. Și atunci am tot interesul ca persoanele care figurează ultimele și locuiesc sau au figurat cu 12 luni în zona respectivă să le-am recenzate. V-am spus, datele nu se transmit la fisc sau la instituție pentru taxe, se păstrează confidențialitatea datelor, nu se pun întrebări care ies din baremul tehnic și legal. Nu interesează contracte de chirie, că probabil au mai fost, dacă locuiește cu contract de chirie, nu. Asta este treaba altei instituții. Direcția nu sunt astfel de întrebări. Da, direcția de statistică vine clar. Am parcurs partea de recenzare, autorecenzare online, știu ce întrebări sunt și cred că au fost lobby în ceea ce trebuie pentru Institutul Național de Statistică. Deci până la data de 17 iulie, da? Iulie. Și apoi ce se va întâmpla când vom afla care sunt rezultatele? Cam într-un an? Cât este termenul? Nu am
Nu, nu dețin exact data. Bun, o să-i întrebăm pe cei nu de la știu. Institut. Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, vorbim apoi și despre alte probleme din județ, rămâneți cu noi. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul subprefect Gabriel Ilie. Domnule subprefect, vreau să vorbim puțin și despre câinii fără stăpân. Înțeleg că aveți atribuții și în acest sens, nu? În județ. În județ, conform ordonanței de urgență 155/2001, competența de a gestiona câini fără stăpân e la nivelul UAT-ului, la nivelul unei primării. În această ordonanță chiar s-a dispus înființarea în termen de 60 zile a unor servicii de specialitate, serviciul special de protecție a câinilor fără stăpân, unde obligația de a asigura un padoc, de a asigura partea de logistică, de a avea un contract cu cel puțin un tehnician veterinar care se ocupe de partea medicală. E o situație care ni se prezintă și noi la nivelul instituției prefectului atunci când avem posibilitatea acordăm un sprijin, e și Consiliul Județean implicat în această activitate și aduce aportul. Ar trebui să fie în fiecare comună, în fiecare localitate? Da, ordonanța așa prevede. Și există posibilitate în Buzău? Condițiile de susținere reale a unui paduc nu sunt ușoare. Ordonanța cred că putea oarecum va fi completată pentru că spune că se înființează pe raza UAT-ului își poate desfășura activitatea și poate asigura pe bază de protocol și pentru alte unități administrative teritoriale intervenții. În județul Buzău avem la nivelul municipiului Buzău, din câte știu, și la nivelul municipiului Nisarat. Știu cu siguranță, pentru că am și avut ceva de lucru pe acest domeniu și am colaborat foarte bine. Dar în teritoriul, la nivelul unităților teritoriale administrative în mediul rural, nu avem. Și acum a fost o situație când un primărie a încheiat un protocol cu o firmă din alt județ și a fost o problemă. S-au luat niște măsuri acolo pentru că ordonanța prevede că doar în județul în care a fost înființat sau poți desfășura sau încheia un contract. Dar este obligatoriu, nu? Da, este obligatoriu. Adică UAT-urile ar putea fi sancționate dacă nu înființează un paduc în localitate. Competența de constat, de verificare și sancționare aparține ANSVSA-ului, Agenției Sanitar Veterinare. Acum există și un termen în care ar trebui să intre în legalitate? De la 60 de zile de la ordonanță, care a fost dată când? În 2001. În 2001. A, deci încă da, acum au expirat de foarte mulți ani acele zile, dar nu s-a întâmplat nimic în Buzău. E o situație pe care ar trebui cumva UAT-urile să găsească o colaborare. Și chiar săptămâna trecută am discutat undeva prin Ardeal cu cineva de la o altă instituție ce formulă au găsit ca să facă și cum s-au așezat. Și din discuția purtată cu domnul respectiv, ne-au spus că au o asociație de dezvoltare intracomunitară pe care au înființat-o acum 12 ani și care acoperă toate nevoile pe acest domeniu în județ. Este eficientă, au fost 6 membri fondatori, 6 UAT-uri, ulterior încă vreo 56 au devenit membri. Iar toate problemele care sunt în județ, ei le acoperă acum. Bun, acum, din această ordonanță și cu câinii fără stăpân, regimul lor nu e chiar atât de simplu cât pare. Pentru că dacă parcurgem litera legii, vedem că ei sunt înregistrați, dacă sunt găsiți, sunt înregistrați în registrele de evidență a paducurilor și vor fi ținuți 14 zile. În astea 14 zile, primele 7 pot fi revendicate de proprietar. Câinii respectivi pot fi revendicați. Până la 14 zile, dacă nu a venit proprietarul și a revendicat, pot fi revendicați de orice persoană. În momentul în care e adoptat, și revendicarea și adopția sunt gratuite. Dar în momentul în care ea e revendicată, atunci ai și niște obligații. Păi știu că se semnează un contract de altfel. Da, câinii sunt deparazitați, sunt verificați și examinați pentru partea medicală
Dar în momentul în care îl preiei, e răspuns. Pentru că dacă nu vei avea grijă de acel câine și îl abandonezi, voit, cu intenție, nu că l-ai scăpat sau a fost o situație care să justifice momentul, e infracțiune. Da, e infracțiune, dar mie mi se pare interesant faptul că din 2001 până acum nu au fost înființate padocuri pe nicăieri. Eu știu că pentru UAT-uri e foarte scump, e costisitor, în afară de Buzău sunt și de Râmnic. Sunt sancțiuni aplicate de autoritatea sanitar-veterinară în județ, da? Da, da. Cam câte știți? Nu știu ca număr, dar știu că au fost sancționate pentru că așa am și aflat de situație și mi-a atras atenția și încercăm în echipa în care ne cunoașteți, la instituția prefectului, să găsim și noi soluții, da. E bine că încercați să găsiți. Da, v-am spus, am sunat în Ardeal, deci cumva am reușit și am găsit acolo oameni care au o experiență în domeniu și care s-au oferit să ne ajute. Vreau să vorbim și despre cazurile semnalate de unii dintre buzoieni în anumite comunități cu urșii care tot apar aproape de locuințe, mai strică, mai... Ce să mai întâmplă? Imediat la urși, o să doar să închei cu câine. Vă rog. Să vă spun că aici, pentru cei care sunt iubitori de câini, de animale, câini de companie, și animale de companie, eu având trei, vă dați seama și mă știți că am activat într-o asociație, în momentul în care vrei să adopți, și asta e bine pentru oamenii care urmăresc emisiunea, și vrei să adopți cel puțin doi câini, va trebui să ai acordul asociației de proprietari sau și a vecinilor. Iar ONG-urile nu au voie să adopte mai mult de 20 de câini într-o lună. Sunt niște limite pentru a ține sub control lucrurile, pentru că ajungem în partea cealaltă cu liniștea publică, respectarea normelor de conviețuire socială. Da, e o discuție amplă, am putea vorbi foarte mult despre acest subiect. Da, sunt specialiști de la IPJ Buzău și e biroul Poliția Animalelor, un colectiv bun și au fost, cred că, la dumneavoastră în emisiune. Sau. Da, și chiar ar trebui să mai vină, că nu i-am mai văzut de mult, nu i-am mai chemat noi de mult, de fapt, dacă chiar o să vorbim, e un subiect bun. Intervin, da. Să știți, și nu rămân... Pentru protecția animalelor intervin, da, și animalelor. E bine că aplică legea. Haideți să vorbim și despre urși, nu mai avem multe minute la dispoziție. Urși avem și la Buzău, stăm bine și aici, vorbim de ursul brun. În județ, da? În județ. Să nu se sperie cei din municipiu. Ursul Ectos, așa îi zice, ursului brun. Am citit ceva pentru că a trebuit, instituția prefectului este o provocare. Deci am lucrat ani de zile cu anumite legislații pe anumit domeniu. În partea de infracțiuni contra patrimoniului, împotriva persoanei, loviri, furt, tâlhărie, în partea de tinerețe, în partea de mai târziu, infracțiunile de corupție, care sunt și ele destule și incriminate în legislație. Acum a trebuit să duc un alt portofoliu, să mă pregătesc pe alte domenii, de la incendiile și situațiile de urgență până la codul aerian, urși bruni, câini fără adăpost, COVID-ul. Deci sunt foarte multe și ne pregătim. Avem și la instituția prefectului un serviciu juridic unde întotdeauna găsește un punct de vedere sănătos și argumentat juridic și citim. E bine că citi și despre ursul brun. Da, ursul care brun, sunt situațiile din județ? În ultima vreme ce s-a mai întâmplat? E prezent în județul Buzău, a fost și va rămâne. E un animal ocrotit de lege, dar e și prolific. Adică ursul brun are și el pui, cum și noi ne dezvoltăm. E un animal teritorial și în ciuda aparenței că ursul doarme, cum știau copiii, ursul doarme, ursul nu doarme. Ursul se mișcă, mai ales că și diferențele de temperatură, clima, vedeți că s-a schimbat. Și au început să apară. Discutam la colegiul prefectural că undeva populația optimă într-un județ de mărimea județului Buzău și cu arealul și specific cu montan și pe care le avem, pădurile pe care le avem, ar trebui să fie undeva la 1300 de exemplare. Suntem mai mult de atât. În discuții undeva de peste 3-4 ori. Așa suntem la nivel național. Deci și noi Buzău ne încadrăm în aceeași raport. Pentru că ursul migrează... Asta înseamnă aproape 5.000 de urși în județ?
3-4 mii. 3-4 mii, da, de urși în județul Buzău. În județul Buzău, ca și cotă de colectare, de recoltare, așa îi zice corect, cotă de recoltare. Am avut 3, doar 3, la Bisoca, Topliceni și încă o localitate din zona Muntelui, 3 localități, s-a făcut recoltarea doar la Bisoca. Acum sunt, în lege spune că se face o comisie rapid formată din primar sau viceprimar, personalul jandarmeriei care este de serviciu, medic veterinar. În județul Buzău avem doar 5 contracte încheiate pe domeniul ăsta de intervenții cu medic și ar trebui să avem mai multe și să iau o decizie. Decizia e graduală, alungare cu larmă și sperii ursul, după care vine, o să ajunge până la urmă la intervenția prin împușcare când el este agresiv. Ultima a fost semnalată la Haleș și am notat în agenda, dacă mă lăsați un piculeț, că m-a interesat o statistică la un moment dat și avem așa la urși, ca să vedeți ca și semnalare unde suntem, avem așa la imediat am găsit, este o ordonanță de urgență 81, și aici avem, ursul a devenit un risc. A fost, așa este prins acum, ca un atac cu carnivorilor mari asupra populației și este inclus într-o hotărâre de guvern privind managementul tipurilor de risc și este prezent. E recentă această încadrare, din câte știu. Exact. Discuții au fost foarte multe. Și avem așa, în perioada 1-1-2016, 22-6-2021, la nivelul structurilor serviciului de telecomunicații speciale au fost primite 6400 de apeluri, 112 apeluri 112, privind atacul asupra persoanelor, prezența unor exemplare de urs în spații private sau publice și producerea de pagube în gospodările populației, cele mai multe apeluri fiind efectuate în anii 2011 de anul 2020. La nivelul anului 2021 s-au înregistrat 1493 de apeluri. Vorbim despre județul Buzău sau? Nu, e o statistică pe plan național, la nivel național. Dar la nivelul județului Buzău, Inspectoratul de jandarmi, județean de jandarmi Buzău, care intervine alături de parte, element component al acestei comisii de care vă spuneam. Dar situația cred că nu este completă, având în vedere că sunt doar apelurile pe 112. Cred că avem poate mai multe, unde populația a alarmat oficialitățile sau nu. Acum rămâne un... Discuțiile au fost că ursul nu este atât de local cât pare, dacă și avem acest, și noi greșim, pentru că stimulăm acest reflex pavlovian. Deci noi am învățat experimentul lui Pavlov cu cățelul, se pare că îl repetăm cu ursul. Că vedeți bine în zona Siriu, în zona, dacă te duci pe partea cealaltă, pe Vrancea, pe la Lepșa, la fel găsești ursul, trec turiștii, îl alimentează și se învață și omul nu mai reprezintă un pericol pentru el. Și el fiind din blajin, în aparență, el rămâne totuși un animal puternic, natural a înzestrat cu de toate să facă față și reacționează. Ei, au fost relocați. S-a constatat că urșii care au fost, erau microcipați, au făcut în 24 de ore 65 de kilometri. Deci se întorc. Sunt animale teritoriale, masculii împing masculii mai tineri, femeile cu pui, adică sunt într-o permanentă mișcare. Acum, citeam în legislație că atunci când adopți un costul unui urs, undeva la 150 de lei pe lună. Deci costul nu este mare. Iar dacă e pui, trebuie să-l ții cel puțin 2 ani în captivitate ca să-l așezi din punct de vedere al reacției lui. Știu că la Zărnești este un centru mare cu urși. Acum, cred că și noi, iar trebuie să ne învățăm unii cu alții, trebuie să fim rezervați, că să-i lăsăm, el trebuie să-și caute hrana. Poate că arealul, că au mai fost discuții, că s-au mai tăiat, s-au mai intrat în fondul forestier. Da, e o situație, este una din cauze, dar nu e singura și determinantă. Pentru că populația, el fiind un animal protejat de lege, s-au mulțit. Acum, dacă ai într-un județ de 3-4 ori mai mult, normal că undeva
trebuie să-ți găsească niște nișe de supraviețuire. Nu, dar ați punctat foarte bine că și oamenii ar trebui să respecte anumite reguli și să gândească în perspectivă atunci când hrănesc un urs. Ursul are și logica lui. De ce să alerg 25, 25, 40 de kilometri să-mi caut hrana dacă trec turiști? Mai facem și un selfie, ne mai și speriem, găsim mâncare, seara stă și ursul pe rețele socializare. Zice, azi am pozat cu tinerii. Mai avem două minute, să știți, a trecut foarte repede timpul. Voiam să vorbim și despre fond funciar, dar știu că e un capitol pe care am putea să-l discutăm în mai bine de o oră. Mai sunt probleme, bănuiesc că dosarele în continuare sunt lucrate de puțini angajați pe care îi aveți la acel departament, nu? Fondul funciar este o prioritate în continuare pentru instituția prefectului. Comisia e formată din mulți membri. Soldul de dosare nu mai este așa de mare ca în anii anteriori. Comisiile au anumită ciclitate, se analizează, se vine, se discută pe fiecare dosar în parte, se restituie pentru completarea documentației în cazul în care sunt lucruri care nu, sunt documente care nu clarifică situația. Celelalte se votează în funcție de votul membrilor din Comisia Județeană pentru Fond Funciar. La audiențe cum e, domnule subprefect? Vin oamenii, ce vă întreabă de obicei? Audiențele, cetățeanul e prezent în instituția prefectului. Vin în ziua de marți, între orele 10-12, e domnul prefect. Miercuri eu, în același interval orar. Joi, în ziua de joi, subprefectul Cristea, în același interval orar. Cetățenii vin cu probleme fondul funciar, vin cu probleme ce țin de vecini, de intervenția unor instituții ale statului pe care, de care dumnealor nu sunt mulțumiți și consideră că au dreptate să sesizeze, să trimit pe circuitul legal către instituția respectivă sau să verifică de către instituția prefectului, prin corpul de control al prefectului. Probleme nu au fost. Noi zicem că suntem acolo și consiliem și prezentăm în limitele competențelor pe care le avem la nivelul acestei instituții. Acum nici cetățeanul nu trebuie să se supere pe noi că nu rezolvăm pe loc. Sunt niște pași care trebuie parcurs sau îndrepți către instituția respectivă. Care are oferiți consiliere. Da, oferim e consiliere. Prețioasă și consilierea. Este. Dreptul de petiționare, le explicăm ce înseamnă petiția, are dreptul de a petiționa, este o ordonanță de guvern 27, care prevede în ce condiții se pot face. Mai nou, e considerată petiție și sesizarea făcută în regim electronic, este tratată cu aceeași responsabilitate și seriozitate, are termen, aceleași termene de soluționare. Cetățeanul primește răspuns, le găsește. Este în articolul 51, dacă nu mă înșel, din Constituția României, dreptul de petiționare și mai e un articol din codul de procedură al Parlamentului European, iar prevede pentru cei interesați articolul 226. Domnule subprefect, vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi. O să ne revedem curând, sper, pentru că sunt multe subiecte și astăzi am vorbit așa pe scurt despre fiecare în parte, dar ar fi multe de spus. Vă mulțumesc mult și spor la treabă în continuare. Și noi vă mulțumim, Sărumâna, mulțumim pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi. Seară bună, la revedere!